Democrati liberali sunt mândri de candidații desemnați de partid pentru Parlamentul European. Iulian Vladu spune că partidul vine în fața electoratului cu echipa care a performat prin activitatea depusă și proiectele promovate. Avem cea mai bună echipă, singura echipă care a performat, singura echipă care a primit recunoaștere europeană pentru cele 60 de rapoarte, adică legi trecute prin Parlamentul European. Europarlamentarii PDL au o activitate dublă față de toate celelalte partide românești la un loc. Noi trimitem în Europa oameni care știu ce au de făcut. Echipa noastră este formată din Teodor Stolojan, Monica Macovei, Traian Ungureanu, Marian Jean Marinescu, care sunt considerați nu doar cei mai buni europarlamentari români, ci și europeni. Despre ei se vorbesc cu foarte mult respect în toate capitalele europene pentru proiecte de legi care rezolvă probleme precum evaziunea fiscală, confiscarea averilor nejustificate, ridicarea vizelor pentru cetățenii moldoveni în Uniunea Europeană, dreptul românilor de a munci liber și de a fi respectați în întreaga Europa.